Tineri, dar și persoane mai în vârstă au venit la târgul de joburi în speranța că își vor găsi un loc de muncă. Mecanic auto, tâmplar, vopsitor, barman, ospătar sau agent de vânzări sunt doar câteva dintre locurile de muncă aflate astăzi în târg. Nu toate necesită muncă full-time. Pentru un agent de asigurări, de exemplu, nu este nevoie nici de studii superioare și nici nu presupune un program fix la birou, trebuie doar să întrunească anumite condiții. Să fie dornică de muncă, să aibă abilități de comunicare, să dorească să se întâlnească cu oameni, de câștig, să-și aloce din timpul pe care îl are pentru a contacta clienți noi și muncă de teren este necesară. Însă un agent de asigurări nu are nici contract de muncă, prin urmare nici salariu. Suma de bani câștigată depinde în totalitate de numărul contractelor încheiate. Tinerii nu au fost prea mulțumiți de ceea ce au găsit la târg. N-am găsit nimic deocamdată. Cam ce căutați? Păi căutam ceva pentru cei cu studii superioare. În ce domeniu? Vânzări, dar deocamdată aici am văzut că sunt doar pe domeniul asigurărilor. Și asigurări doar cu contract de colaborare, nici măcar contract de muncă. Atunci? Altceva nu există. În domeniul economiei, ca asistent medical și cam atât. Ai absolvit anul acesta sau ai studii superioare? Am studii superioare și acum un an și 2 ani am terminat facultatea. Și de când îți cauți loc de muncă? Acum, de câteva zile. Pentru că ultimul loc de muncă s-a făcut reducere de personal și am rămas fără job. Și ai găsit printre ce se oferă? Ai găsit ce cauți? Da, am găsit și aștept să fiu sunată pentru interviu. Pentru târgul de astăzi au fost contactați 60 de angajatori, dintre care doar 26 și-au confirmat prezența. Pentru cei care nu au găsit niciun job care să le satisfacă cerințele, există și posibilitatea de a-și crea o carieră militară. Centrul Militar Județean Sălaj asigură înscrierea și consilierea candidaților atât fete cât și băieți pentru învățământul militar universitar. Prezentăm oferta Ministerului Apărării Naționale privind cariera de ofițer, maestru militar și soldat gradat profesionist. Au fost doritori? Au fost. Am avut în jur de, apreciez, 20-30 de persoane care s-au interesat de o eventuală carieră militară. Și dumneavoastră le oferiți cursuri? De obicei, de regulă, o carieră militară se obține prin urmarea unei anumite perioade de instruire, cu admitere și probe eliminatorii. În cazul ofițerului, să vă dau un exemplu, se va susține testul psihologic, probele sportive și admitere la instituția militară pe care și-a dorit-o tânărul respectiv. Pentru, vă dau un alt exemplu, soldat gradat profesionist presupune susținerea unor probe de test psihologic și probe sportive. Și trebuie să aibă studii superioare persoanele care vor? Nu. Condițiile sunt de vârstă, sunt criteriile generale și specifice și condițiile se referă la criterii de vârstă, precum și la criterii de studii. Și bineînțeles să nu fi fost condamnat penal, să facă față din punct de vedere fizic și medical. Tot astăzi, tinerii au fost învățați de reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj cum să completeze corect un CV și cum să redacteze o scrisoare de intenție. În prezent, în județ există peste 5600 de șomeri, dintre care aproximativ 650 sunt tineri absolvenți. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți s-a organizat la nivel național în fiecare reședință de județ.